Crenguță de brad, pistitea lunalt, lângă ei căsuță, șădeau bunicuță. Înspre munți privește și se tot gândește și mi-o dă la masă, de-i veni acasă. Dumnezeu odat, legit de pastrat, chiar de ești plecat, să nu uiți din sat. Dar nici eu nu uit unde am crescut, pe bunica dragă, nu uit viața întreagă. Și plin de tot ce mai frumos. Vreau să eliberăm mânuțile doamnei Maria ca să-i putem da și noi cadourile cu care am venit și vrem să începem cu această surpriză dulce. Dar înainte de toate vreau să întrebăm pe această femeie frumoasă, cum crede ea, cine o iubește așa tare și i-a trimis inima în dar? Și poate să te iubească omul de alături. Da. Și copilașul, dragi. Așa. Nepoții. Așa. De toți aveți? Da, nepoțele, de fapt nepoțele am și nepoți sunt. Uh-huh. Și nișoare de este așa, michitele frumușele. Drăguțele, da? Da, drăguțele. A ghicit, doamna Maria, într-adevăr. Aici aveți o surpriză dulce, pentru că și dumneavoastră sunteți o ființă dulce, minunată, splendidă, dulce la chip și la suflet. Întotdeauna toți găsesc câte o vorbă dulce la dumneavoastră, iar asta ne bucură. În toată inima, doamna Maria, aveți un buchețel cu trandafirași albi, frumoși și un sincer la mulți ani din toată inima. Primiți-l! De la inima, da? Da. Aici este și un mesaj de felicitare pentru doamna Maria, așa că o să o rugăm să-și asculte mesajul de felicitare care este special pentru ea. Câteva rândurile, frumușele și ele sună, uite așa. Scumpa și draga noastră bunică, chiar dacă momentan toate suntem împrăștiate prin lume, să știi că ești mereu în sufletele și în inimile noastre. Ai fost și vei rămâne o bunică cu care ne mândrim. Îți dorim multă, multă sănătate, liniște în suflet și numai zile cu soare și fericire. Drumul vieții să-ți fie lung și luminos alături de noi. Ești o femeie specială, bună, răbdătoare, iubitoare. Întotdeauna ne-am simțit lângă tine ca în raiul lui Dumnezeu. Bunică, la mulți ani și fie ca această zi să-ți aducă numai emoții pozitive și căldură în suflet. Oriunde vom pleca în lumea asta mare, vom purta în gând și în inimă căldura cu care tu ne-ai crescut și mânuțele cu care tu ne-ai mângâiat. Iar pentru toate nu ne vor ajunge zile și ani ca să-ți mulțumim, dar vrem să-ți spunem că un buchet de gânduri bune și o grămadă de îmbrățișări frumoase vin de la nepoatele dumneavoastră, Maria, Valeria și Gabriela, bineînțeles! La mulți ani, doamna Maria! Mulțumim frumos! Și mă bucur că aceste fete, uite, pleacă în lume și au plecat și departe din câte știm, dar o poartă în inimă pe cea mai frumoasă și luminoasă ființă care, din câte am înțeles, și le-ați crescut și le-ați drăgostit și de toate le-ați învățat. Și numai dragoste ați implantat în inimile acestor fete, iar ele rămân doar să trăiască mulți ani și să vă fie recunoscătoare pentru tot ce le-a dat bunica. Mulțumesc frumos! Ce le spune bunica acestor fete minunate? Oi, le spun mulțumesc frumos, fetele mele. Și vă doresc și vouă multă sănătate, fericire și să aveți parte de oameni dragi, prieteni adevărați și norocul să vă fie alături câtă vreme. Drumul vieții să vă duc pe unde
cel mai dragă, dar să nu uitați drumul la bunică. Nu o să uite, într-un vârf de deal, cu o poartă neagră, într-o casă și o ogradă formidabil de frumoasă, îi așteaptă bunica și bunielul. Așa că, dragi fetițe, frumușele, mai pășiți-le pragul cât ei vă așteaptă și sunt gata să vă deschidă și poarta și să vă primească cu cele mai calde și sincere brațe și îmbrățișări. Așa că cu drag reveniți când aveți posibilitate. Așa sunt vremurile și într-adevăr pleacă copilașii și nepoții, da, după nevoile lor, dar sunt sigură că nu uită de dumneavoastră. Așa este? Așa e, doamna Maria? Așa e. Ia să-l întrebăm noi pe domnul Ion, dar câți ani frumoși are alături de doamna Maria? 50. Dar ce unul? 53. Doamne! Alături, dar nu-i de la căsătorie. Dar și de la căsătorie nu ești de alături. Deci ați trecut munta de aur, da? De capul vine la mine. Și cum au fost peste 50 de ani alături de doamna Maria? Domnul Ion. Tete a fost. Așa. N-aveți și lăuda nici mâine. Tete a fost și bine și greu, dar am mers cum am putut. Înainte, frumoși, ați crescut doi copilași, ați făcut o gospodărie, da? Ați crescut și nepoțielele. Da. Și umăr la umăr, braț de braț, ați mers frumos prin viață și sunteți un exemplu pentru noi toți. Așa că ne mândrim cu voi. Țineți-o tot așa până la nunta de diamant sau care e la 75 de ani. Mai este. Da. Așa că mulți, mulți ani înainte, pentru că toți au nevoie de dumneavoastră. Așa că sănătate, multă răbdare, putere și tot ce e mai bun să vă aparține. La mulți, mulți ani. Mulțumim frumos și sănătate și multă, multă fericire și dragoste și oameni frumoși alături, la chip și la suflet, să le dă Dumnezeu. Domnul Ion, dar care e secretul la o căsnicie așa de lungă și frumoasă? Dar spui eu nu știu. Așa e. Răbdare. Răbdare. Cu răbdarea treci și marea. Exact. Și dragostea și furie câteodată, da, după dânsa vine și chiar iubire. Din oară mă ucărât. Dar pe așa e, dacă nu-i și emoții și sus și jos și sus și jos, nu-i interesant, așa sunt de toate. Da, fără asta nu merge. Viața întotdeauna nu e un câmp cu flori, numai să-l culegem. Da. Dar el e și cu urcușuri și viața și cu coborâșuri, dar trebuie să le știm. Când am căzut, trebuie să știm a ne ridica. Când am avut o scârbă, trebuie să o prefacem în bucurie, când așa e viața. Uite, cu greu și amar și ușor și dulce, mai rar, da, viața ce merge înainte. Trebuie să ne bucurăm de ce și avem. Exact. Ne bucurăm de puține, ne bucurăm de multe, și ne bucurăm de fiecare zi care o avem, da, de a o trăi și de a ne bucura. Așa că e bun secretul. Vrem să auziți un mesaj vocal. Veniți așa lângă perete. Da. Bunica, la mulți ani! Asta eu aș vrea să te felicit cu ziua asta frumoasă și cu sărbătoarea asta minunată. Lasă ca oamenii, numai oamenii buni și sufletele frumoase să fie în viața ta. Lasă numai fericirea să streagă pragul casei, iar toate grijile să rămână la ușă. Eu sper că nu-ți faci griji în privința anilor, pentru că eu știu cum ta ești o femeie frumoasă, tânără și încrezătoare în sine, în inimă. Așa ai fost mereu și așa continui să fii. Te iubesc mult. Îți doresc cu sincer la mulți ani și petrecere frumoasă! Mulțumesc, puiu, bunică! Mulțumesc frumos! Uita, la mulți ani! Ai ajuns, astăzi este o zi foarte importantă. Ai ajuns la o vârstă foarte frumoasă, de 70 de ani. Sper că ai reușit tot ce ai vrut.
ai reușit să faci o casă, ai reușit să faci copii, să ai nepoți, ne ai pe noi. Eu îți doresc, dacă nu ai reușit să îndeplinești toate visele, mai urmează, pentru că încă viața nu s-a terminat și să știe pentru nepoții la voi. Eu îți doresc sănătate, pentru că asta e foarte importantă. Îți doresc putere, liniște sufletească, să fii alături de mine și să vă susțineți unul pe altul. Încă mulți ani de acum înainte. Mulțumesc. Eu îmi pare rău, foarte rău că nu am ajuns astăzi la jubileu și la sărbătoarea frumoasă. Sper ca să vă distrați foarte frumos și la mulți ani. Asta e cea mai bună felicitare care poate să fie și pe care eu pot să transmit. Mulțumesc. Și azi o să beau un pahar pentru sănătatea numatale. La mulți ani! Bine! Fata mâncării. La mulți anișori, unea dintre cele mai importante femei din viața mea, bunica sau a doua mea mamă sau prințesa cigârlenului, cum îmi place mie să-ți spun, te felicit cu împlinirea frumoasei vârste de 35 de ani pe un picior. Îți doresc multă sănătate, multă iubire, multă căldură. Îți doresc să fii înconjurată de oameni la fel de puri și la fel de blânzi ca tine. Îți doresc ca toată dragostea pe care o emani în fiecare zi să ți se întoarcă în vecii, dacă s-ar putea. Și îți doresc fericit. Îți doresc multe împliniri, multe realizări. Și îți doresc ca tot ce e mai bun să ți se întâmple în fiecare zi și să reușești mai departe să vezi partea pozitivă a lucrurilor, cum ai făcut o viață întreagă. Îți mulțumesc că m-ai învățat cu ce se mănâncă blândețea, ce înseamnă bunătatea, răbdarea. Îți mulțumesc că la rândul tău ai avut și tu răbdare cu mine, pentru că cred că știe toată lumea care mă aude că nu am fost cel mai calm și cel mai liniștit copil. Dar îți mulțumesc totuși că găseai răbdarea să mă asculți, să mă înveți, să-mi repeți dacă am avut nevoie și știm că am avut. Îți mulțumesc pentru cea mai frumoasă copilărie pe care mi-ai oferit-o și pentru faptul că acum când mă gândesc la când eram mică de o șchioapă, mi-aduc cu mare plăcere aminte de casă, de cigârleni și de tine. Îți mulțumesc și pentru faptul că m-ai susținut tot timpul și indiferent de ce s-a întâmplat, tu mi-ai fost alături, cum erai alături când eram mică și mă împiedicam eu de ceva și tu băteai acel ceva. Și îți mulțumesc pentru toate sacrificiile pe care le-ai făcut ca să ajung omul care sunt astăzi. Pentru asta îți datorez multe și chiar dacă sunt la distanță și chiar dacă mi-e foarte greu acum să vorbesc cu camera și aș vrea să te îmbrățișez și nu pot, îți promit că reîntâlnirea noastră, până la care nu a rămas așa de mult timp, o să fie una epică și chiar dacă-s departe, te port pe tine în suflet mereu și o bucățică din inima mea e rezervată acolo pentru tine. Te pup și te iubesc și da scoră strieci! Mulțumesc, dragile mele, mulțumesc frumos! Sănătate să vă dă Dumnezeu și tot binele din lume, la toți copiii și la mei. Să-i păzească Dumnezeu urmășoarele pe inimări și gânduri bune tot vremea să le aibă în suflet. Mulțumesc, prietene! Mi-ați făcut chiar cu o surpriză.
Eram cu inima tânguită că Iaca nu-i nici o nepoată măcar. Da, Iaca, Iaca a făcut. Tehnica performantă a făcut să ne vedem și să ne auzim. Te pare te-am plecat, dar pentru bunică tot îs nepoțăcă. Și unde aș fi prin țară, portă-n inimioară, pe bunica blândă, ce m-așteaptă-ntindă. Dumnezeu o dat, lege de pastrat, chiar de ești plecat, să nu uiți din sat. Dar nici eu nu uit, unde am crescut, pe bunica dragă, nu uit viața-ntreagă. Bunicuță dulce, lasă cum ajunge, zâlii mai senine și-am să vin la tine.